Dar cine avea obligația să aduc? Procurorul avea obligația să aduc materialul, dar a făcut interpelare și nu i-a adus-o. Mă rog. Asta e interesul lor, de a întinde răzâna cât mai mult. Dar ce început ședința cu jumătate ceas mai devreme? Nu-i clar, eu n-am ceas din păcate și nu știu de ce spun. Când vor, atunci am adus. Nu-i 12 jumătate, dar în program scrie la 12 jumătate. Așa, cum vor, așa fac. Cum le place, așa îi fac. Procurorii fac ce trebuie. Cred că s-o temut să nu asistiu. Am luat azi și ziarul, înțeles că s-a abonat aziar de gardă. Dar pe asta își demonstrează. Te informez? Vreau să-i rog să vie să... un jurnalist la ziar de gardă, să-i arăt și cum judec cauza mea, cum... că judecat în deoște, o abuziv pe nedreptate, complet. Dar pe care? Plângerile astea contra penitenciarului sau dosarul penal pentru care ești condamnat? În deoște sunt condamnat și... dacă justiția a făcut o greșeală, eu nu mă recunosc niciodată în viață. 3 ani de zile eu scriu și scriu, am 80 de kilograme scris. Rezonul e necșiptat, se vede clar că e fabricat, se vede clar că e încălcat. 10 de legi importante. Nu, procuratura s-o procuratura s-o fabricat, o să cum poate însuși pe dânsa să se recunoască că e vinovat, că e o fabricat. Doamne ferește, chipurile la noi, procuratura e perfectă și nu dă greș, da. Eu cu ce mașină te plimb? Da. Limuzină la scară. Scolină, la și penitenciar ești, am. La 15. Hai, eu vă rog frumos, la cineva de ziar de gardă, vrea să le transmit. Cum să judec și cauze la oameni simpli, nu numai la demnitate. Le transmite, dar nu garantez. O să reacționeze. Mașina Ministerului Justiției. S-a terminat reforma. Și ea ca rezultat.